abia aștept să văd ce mâncăm, nu ce gătim. Spaghete carbonara, dar fără smântână. Trebuie să fii atent, foarte atent la indicațiile mele. Să facem prima dată niște biscuiți de parmezan, să luăm o tavă. Facem curat pe tocător, luăm panceta. Maceta? Panceta? Era bună o maceta aici. Dacă gata cu gălbenușurile? Am făcut două. Bă, dar m-ai disperat să moară Gogu, dacă nu m-ai disperat. Deci... Stai, mă, nu, stai cu mine. Nu, stai, stop. Ăla e. Băi, stai, mă, zi. Hai, luăm panceta. Stai, nu. Stai puțin. Stai așa. Ia-o mai încet, că mă pierzi. Sper să iasă comestibil ce fac. Vezi că eu trebuie să gust în preparatul tău. E o problemă atunci. Păi, să moară Gogo! Doar la well done mâncați așa ceva. Mănâncă. Să ne apucăm de treabă? Hai, pic. Succes! Baftă! Salutare, dragii mei! Sunt șef Lazar Florian. Bine ați venit la bucătăria Well Done. Azi am un invitat VIP. Mr. Nick NND! Bine, bine te-am găsit! Bine te-am găsit! Bă. Ce faci? Ești ok? Da, foarte ok. Abia aștept să văd ce mâncăm, nu ce gătim. Pregătim pentru gătit? Băi, să sperăm că... Experiență vreți... ceva cu găteala, cu asta, pe acasă? Deja, să ne înțelegem cum. Profesionist, poate, să înțeleg. Profesionist. Poate n-ai văzut. Să-ți explic. Sunt la modul high class deja. High class? Wow. Am nevoie de tine atunci. Băi, am repetat o rețetă o săptămână ca să fac, așa că să ne înțelegem. Super tare. Zici ce facem azi? Nu mă băga prea adânc. Deci vom găti separat, în tandem așa. Tu ai bucătăria ta în dreapta acolo, eu am bucătăria mea. De stânga și îmi luați pe mine pe stânga? Ești okay, invitatul meu. Am înțeles, ai tu o manevră acolo să iasă mai bine. Păi normal, okay, ți-am făcut manevră la cuptor, la aragaz. Am baghit eu, hai, merg pe mâna ta azi. Trebuie să fii atent, foarte atent la indicațiile mele. Dar să nu vorbești în șapte, zici tu mai no, tare. Nu, no, stare de stânga, tare, boss. Tare, frumos. Și răspicat, da? Și răspicat, așa. Frumos. Mon. Așa. Vom găti astăzi spaghete carbonara, dar fără smântână. Perfect. Trebuie să-ți văd experiența ta de bucătărie. Da. Ceva de vis, n-ai cum. O să vezi la final. Așa, deci sper să iasă comestibil ce fac. Deci trebuie să fii foarte atent la indicațiile mele și la sfârșit facem schimb de farfurii, impresii. Ultima oară când am gătit o friptură de vită, a ieșit un fel de talpă de bocanca, așa, înțelegi? Nu cred. Ba da, am uitat un cuptor, n-am uitat-o de fapt, eram tot în cadrul unei emisiuni și producătorul mi-a spus, las-o la cuptor până vin invitații. E, nu vrei să știi când au scos-o de acolo, în ce cal arăta, că nu intra nici cuțitul, nici furculița în ea. Mă rog, am ieșit cel mai prost din combinația aia. Astăzi, dintre noi doi, clar că voi ieși cel mai nasol, tot eu. Nu, asta nu e scopul meu. Trebuie să gătim, să fie atent. Bine, dar nici asta nu e meseria mea, dacă stăm să luăm așa, da? Să ne înțelegem, corect, adică. Corect, da, adică... cine știe de unde sare iepurele? Cine știe dacă mi se mai bine? Să ne apucăm de treabă? Hai. Succes. Baftă. Păi stai, mă, că ne găsim aici, ce-i unde pleci. Îmi trebuie farfuria asta, boss? Asta îmi punem la final, nu? Nu, la final, la final, te duci la bancul tău, gata, de lucru. Gata, hai, s-a terminat cu oficialul, hai. S-a terminat, gata. Zi. Hai să facem prima dată niște biscuiți de parmezan, să luăm o tavă. Uite de aici, așa, aici tu acolo tavă. Stai, auzi, ia-o mai încet, că nu văd de care model ai luat. Niște hârtie de copt. Ce tavă ai luat, boss? Uite tavă. Păi eu n-am modelul ăla. Hainic. Eu n-am modelul ăla, ești nebun. Cum să nu? Ia-o-te-l în stânga ta acolo. Hai de vino înapoi! Hainic! Hai, boss! Băi, tu faci manevră, că știi pe unde stai astea. Eu nu știu nimic. Hârtie de copt. Hârtie de copt, gata. Așa, cât să intre în tavă acolo, da? Cât să ne învelim cu ea. Ai o foarfecă, ceva? Ai tu forță în mâinile tale. Nu, că trebuie să fie la linie. Ia să te văd dacă știi care e parmezanul.
Ești nebun? Asta e prima probă, genă. Ia. De-aia mi-ai pus două să mă încurci. Gata, l-am găsit. Ce facem cu el? Îl dăm pe răzătoare, da? Da. Pe răzătoarea mică, da? Cam un sfert de parmezan. Stai așa. Răzătoarea mică, zici. Dar ia-o mai încet, că mă pierzi. Gata, am luat-o mai încet. Cam un sfert de oră îl dăm până răzătoare? Dar știi că suntem vecini? Un sfert de oră îl dăm până răzătoare? Știi că suntem vecini? Un sfert în parmezan. Știi că suntem vecini? Da? Da, da, știu și blocul. Acolo te-am văzut cu opul ăla, Calibra, Galben, când erai tu forță atunci. Și acum ești forță. Care bloc, mă, John, că m-am mutat de mult la casă? Păi să nu stai în apărători. Nu stai în apărători. Și te-ai mutat acum da, în comuna Berceni. Clasa 5 a stat în apărători. Clasa 5, eu eram clasa 4, eram în spatele. Cum că aveam Calibra în clasa 5, ești nebun? Mă rog, zi-mi, da, am stat în apărători. Bă, noi ne cunoaștem în clasa 3-a, 4-a, nu-și mai aduce aminte. Eu aveam păr atunci și nu-și mai aduce aminte. Nu mai ții tu minte. Bă, tu ai oricum am fost vecini, oricum am fost vecini. Ai cască sau ceva? Îți dă cineva informații eronate, bă. N-am nicio cască, n-am cască. N-ai avut-o pe Calibra Galben? Păi da, bă, dar luna părătorii patriei. N-ai avut un X pe el cu cheia? A, tu l-ai făcut, gen. Nebunule, care n-am avut niciodată X, decât 0. Eu nu mă știu cu el, mănâncă spaghete. Să zic așa, deci minte cu nerușinare pentru că pe mașina mea n-a fost, în primul rând niciodată n-a fost vreun X. În al doilea rând, mașina mea n-a stat în apărătorii patriei, în viața ei. Cred că a văzut el undeva într-o parcare și s-a închis să dă că mă cunoaște de mic. Băi, băiatule, Florinache. Hai să facem niște biscuiți. Uite, e un disc de ăsta de inox aici. Așa. Și pui în mijloc acolo, așa, gros. Bun, am înțeles. Da, nu tava, foarte gros, așa. Peste, mă, în tavă, mă, stai, mă, așa. În tavă. Puh, să facem două porții de biscuiți de parmezan, da? Da, mă, că dacă nu dau peste tot. Stai o secundă, e nasoală treaba. Păi, dar ce m-am te-ai pus? Și? Păi mi-a ieșit ce? S-am pus ăsta și a dispărut imediat parmezan. Ci e doar pe fundul formei, gen. Îmi faci cheie. Știu că vrei să iasă mai nasul la mine. Dar mă rog. A, că-s când melodia aia. Haide, vino înapoi. Nu, spun eu cum e aia. Ia zi. E varianta remixată, știi cum se numește? Cum? Haide, vino îndărăt. Îndărăt? Da. Și cu cine o cânti? Cu mine? Nu, când eu a cerut unul la Radio Uniplus, acum 15 ani, când ziceai tu că ai văzut Calibra aia. La mine, în fața blocului. Și aveai și X-ul pe aia, dar nu recunoști. Nu mă, aveam X5-ul tras în spatele ei. Ai făcut? Am făcut, ce să fac? Doi biscuiți de aia? Îi băgăm la cuptor? Boss, deci proba e așa, Caterica am înțeles eu care e, să nu mă uit la tine, doar să fac ce trebuie faci să tu, fii nu? Atent la indicațiile mele. Păi, dar nu mi-a dat nimic, băie, că tu mă am pus inelul, am pus parmezanul. Așa, și din compoziția, din cantitatea aia ta de parmezan, trebuie să scoți două porții de biscuiți. Adică mai pui încă o dată inelul? Trebuie să împarți compoziția aia ta acolo, cantitatea aia ta ce ai făcut-o acolo, în două. Dar trebuie să o împarți pe tocător, în două. Ce mă... Băi, stai un zi... Hai, luăm panceta! Nu, stai, nu. Stai un puțin, stai așa. Fii atent, răstoarnă înapoi pe tocător. Băi, așa, tata, hai. Mamă, dar câtă hârtie ai pus. Vezi că noi suntem pe economie aici, nu e chiar așa. Boss, am văzut eu care e vârjeala cu tine. O azi la intimidare. Hai, și împarți deci, cantitatea aia în două. În două? Da. El a început să facă manevre de la început, de când cu biscuiții aia. Înțelegi? Sanchi, trebuie să iasă crocanți, după aia că trebuie să întindă, trebuie să fie ciungă, trebuie să... Mă rog, în fine, n-am înțeles prea bine situația. Da, tati, în două. Adică pun o dată aici. Apoi, să fim iar amândoi. Hai, vino la mine. Dă-mi jos, doar pe fund așa? Doar pe fund așa, împart să iasă în tot cercul ăla, da? Bun, dar și... cantitatea trebuie să o împarți în jumate, boss. Nu ești cu mine aici. Ce mă? Nu ești, bă, cu mine, nu ești cu mine, nu ești forma, cu mine. Ridic forma și mai fac încă unul la fel? Da, sau... te rog frumos. Și pe o băgăm la cuptor, da? Bă, du-te de aici.
Nici nu stă pe asta, lasă-mă, mă, ciunță, mă. Hai, 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 că reușești. Da, ce mie influir. Ce ai făcut? Ai venit cu Opel-ul? Nu m-am șofer, am venit cu șoferul ăsta. A, mă scuzați, mă scuzați. Hai, nimic. Le băgăm la cuptor? Păi nimic aici, mă, ce să băgăm la cuptor? Hai, la cuptor, la cuptor. Doar la cuptor. Parmezanul ăsta și-a obosit? Da, 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 da. Păi nici nu stă cârtia pe tavă. Uite că la mine stă, ia uite-l în cuptor cum se face, îmi face cu ochiul. Moară gibil. Ah, așa, tati, bagi tava frumos. Aoleu, stai așa că nu se poate, 300 de grade și ne... Poți să-l lași mai în jos ușa, da? Mi-l ia vântul, bă, stai, stai așa. Așa. Greu cu cântăreți. Cred că e prea mare foaia, John. Eu ți-am zis că noi mergem pe economie aici, tu... Ce ai, ai jos de tot cu opulență. Așa, jos, jos, jos de tot. Hai, împinge, împinge, Nic, împinge, bravo. Ai reușit. Așa, facem curat pe tocător, luăm panceta. Maceta? Panceta, era bună o maceta aici. Panceta, panceta, e bucata aia de carne afumată. Aha, ok, că... Și fii atent ce vreau să-mi faci. Prima dată vreau să-mi tai două feliuțe subțiri, să facem un decor din ele, tot pe cuptor. Să facem niște feliuțe crocante. Cât poți tu de subțire? Două feliuțe? Pe lung, și pe lat? Pe lung, așa, pe lung. Care e cuțitul pentru asta? Ți le alegi tu acolo. Deci cât de subțire, păi dacă o fac foaia de ceapă? Cât poți tu? Ok, boss. Ai reușit? Încă nu. Asta e cam obosită, dar... Mă rog, trebuie neapărat să ai pe o lungime anume. Parmezanul ce-ți face Nic acolo? Doarme. Doarme? A, ăsta la cuptor, am și uitat. Ce-i fac? Nu-i faci nimic, îl lași acolo, zic eu când să-l scoți. Ok. Fii atent că bucata asta de carne afumată are niște șorici, da? Da. Ăla trebuie să-l dăm la o parte. Înainte să o tai? Da. Eu am tăiat cumva cu tot cu șoricii. Nu, e foarte bine, foarte bine, arată foarte bine ale. Dar acum scoatem șoriciul ăla pentru că trebuie să tăiem cu bulețe, da? Cum numai, 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 la alea două lasă-le în pace, da? Scoate la restul de bucată, da? Băi, m-ai omorât. Și tai o, două felii groase de jumătate de centimetru, așa, da? Formă le tăiem cu bulețe, da? Două felii groase de jumătate centimetru. Da. Ok. Hai căpuț. Pe lung sau pe lat? Pe lung, pe lung. Hai să scoatem parmezanul. De ce nu zici mă că am stricat pe lung? Păi lung înseamnă să iau numai... Așa am înțeles. Așa am înțeles. Să scoți parmezanul din cuptor, păi nu, da? Era să scot doar grăsimea, ți-l făliam. Făliam grăsimea. Hai să scoatem parmezanul. Mamă, și-l pui deasupra pe aragaz, da? Hai, omoră, John. Da, dă-mi și mie mănuși de... Ai acolo, ai acolo, Nic. Ia vezi, pe mânerul la ușă, la cuptor. Ah, gata, am. Clește ăștia. Ok. Păi, să moară, gogo! Lasă-mă, mă, cu metri. Am o grămadă de treabă aici. Nu vezi câtă treabă am. Ți-ar cum de a fost scenă? Prima experiență? Zi! Ceva de vis. Ca parmezanul ăsta. A fost identic. Dar chiar mai uitai versuri ceva? Cum? Mai uitai versuri așa când erai pe scenă? Că trebuie să ai emoții, trac. Bă, s-a întâmplat, da. S-a întâmplat și să ce făceai? S-a întâmplat să încep direct cu strofa a doua. Odată. Ce să fac? Mai băgam de la mine. Mai făceam un freestyle mod activat. Deci una, două. Stai, lasă vârja la zi. Dă-te puțin mai așa să văd ce faci. Deci stai două feliuțe de panceta, groase de jumătate centimetru. Și da. Pe urmă le tăiem cu bulețe, da? După aceea, bă, tăi alea pe lung, tăi alea pe pătrații. Băi, John, hotărăște-te, mă, băiatul. Ori, ori în stânga, ori în dreapta. Băi, hai mai repede. Păi, da, asta e intimidarea, știi ce zic? Tăi la așa, tăi la așa, hai, nu l-ai terminat. Da, boss, uite așa, gata. Ca un zar. Ai jucat table? Sau îți place să joci? Eram fan. Da, bă, n-am mai jucat ultima perioadă, că mi-am pierdut antrenamentul. Știi cum? Așa trebuie să iasă un biscuite, da? Să-i arătăm și lui domnul Nic. Bă, ești nebun. Bine, astea le-am avut făcute și mi-au dat... Păi și bă, dar stai, eu trebuie să... Ce să-i fac la asta acum? Trebuie să-l lase usul, ce ia să vedem. A, păi de la mine s-au ondulat, ești nebun. E mai mișto, e mai mișto modelul. Deci n-ai cum. Stai să tai asta măcar, că ceva trebuie să-mi iasă. Feliuțele alea două le mai ai subțirele, nu? Da, da. Încă nu le-am mâncat. Te-ai descurcat cu bulețele?
Deci nici nu mă hotărăsem cum să le tai și el mă întreba dacă am terminat, înțelegi? Tai să tai și eu cu buleți întâi. Înțelegi? Hai. 2 secunde. Băi, eu știu că tu ești înaintea mea mereu, da? Știu că tu ești înaintea mea și ești cu gura pe mine, dar nu merge așa, boss. Ziceai că suntem în ringul de box. Mi-a rugat prosopul. Hai, șterge-te, dă-i viteză, ia, hai, dă-i tălpi, rapid. Boss, zic, stă, bă, că suntem la gătele, nu suntem în drink. Mă rog, în fine. Ia vezi, s-a uscat biscuiții? S-a uscat, de, nu se vede nimic. Ia vezi, dacă poți să-i scoți. Ce să scoți? Că e hârtie, e odată, e una cu hârtie. Nu, biscuiția, e una cu hârtia. Ușor, 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 așa și-i scoți. Hainic. Nu pot să cred că am făcut biscuiți așa subțiri, fii atent. Iau mai bun ca ai mei? Iau cu mâna? Da, da, da. Păi nu, dacă poți cu piciorul... Bun, și unde-i pune, mă? Unde-i pune cu piciorul? De unde-i băgăm? Îi pui frumos pe tocător. Iată-l pe primul biscuit. Ăsta e? Wow. Te mint eu? Wow. Și vezi că e mai subțire ca al tău. Da, trebuie să fie și crocant, că al tău mi se pare că e moale. Hai, l-ai scos și pe al doilea, feliile alea două le punem pe hârtie înapoi, pe tavă. Deci că am două mâini stângi. Și le băgăm la cuptor, da? Să ne iasă crocante și astea. O tigaie. O tigaie, bun. Nu. Dar ce-ai făcut acum? Și feliile alea două pui hârtia la loc. Mamă, dar câtă hârtie, opulentă la tine la hârtie. Cu aceeași hârtie, John? Da. Și pui feliuțele alea două. Bine, boss. Păi nu fac eu ca tine. Știi că la mine nici nu ți atinge hârtia de tavă, știi? Da, eu stă în suspensie așa. Hai, feliuțele alea două le băgăm frumos la cuptor. Amoară 13. Care e mâncarea ta preferată? L-ai băgat? Bine, mai nou acum mănânc cartofi copți, dar feliați la cuptor, știi? Nu. A, ți-ai schimbat alimentația. Da. Păi de când am lăsat carnea, trebuie să... A, fără carne ești vegetarian? De 2 luni, am stat 3 ani. Am revenit o perioadă de vreo 6-8 luni doar la pui și pește și acum de 2 luni am... Oricum, schimbare mare la tine, bravo. Danke, dau o bere la final. Hai să luăm o tigaie. Dăm drumul la aragaz. Dă-mi la tăia toate astea, mă, cuburi, n-am toate cuburile eu. Scuze, mi-a mai rămas și mie, nu trebuie să o tai. Nu, dar două felii groase. Păi, dar n-am ajuns la a doua felie, că m-ai luat cu biscuiții. Iartă-mă. Încingem tigaia. Stai așa, să vin din urmă. Stai, că te prinde fratele imediat. Stai înțel. Punem ulei de măsline în tigaie. Imediat. Adăugăm panceta, cu buletele de panceta. Ia uite cum se aude. Cum mai spărie grătarul? O știi pe aia? Nu, ia, cântă-mi. Atâta știu și eu. Atâta știu și eu. Trebuie să prăjim bine cu bulețele astea. Prăjim cu bulețele, da, stai să iau tigaia. Același model de tigaia avem, nu? Bun, să nu mă tragi în piept. Nu te trag. Ulei de măsline, ai acolo. Care? Ăsta din... Puțin din, ulei de măsline, da? Și adăugăm cu bulețele. Hainic. Stai, boss, că nu s-a încins tigaia. Ce-i? A, nu s-a încins? Păi nu. N-am plătit gazele luna asta, vine în rate la mine. Prima oară nu mai puteam de presiune, acum de-abia se mișcă. Gata, dăm asta la o parte. Cam cât ulei să pun așa? Foarte puțin. Ce are, mă? Ce-am luat, mă, oțetul? Și acum trebuie să facem gălbenușul. O să iei o cărticioară de asta cu... Bă, ăsta e de măsline. De măsline, nu? Cu mâner, da, e ulei de măsline ăla. Curge? Curge. E de ajuns. Hai, pune cu bulețele. Da, boss. Punem cu bulețele. Dar știi că foile alea de ceapă care le-am băgat în cuptor, cred că s-au ars de mult. Nu s-au ars. Trebuie să iasă crocante alea. Hai, crăticioară mică, cu mâner. Până la jumate apă.
Cu mine vorbești? Da. Haide. Sunt plin de ulei, cum se iau cărticioare? Uite aici, ștergare, dragul meu, ai hârtie, tot ce vrei tu. Uite, poți să le iei la tine, nu, e al tău, Cum să mă șterg de ulei pe ăsta? N-are nimic, ștergete, că se spală. Aoleu, ce m-ai omorât. Iată, cărticioară mică, de inox, da, cu mâner. Și acum trebuie să separăm gălbenușurile de albușuri și vreau într-un... Cărticioară mică, dă-te așa, care cărticioară e mică? Dă-te mai așa să văd ce cărticioară e lot. Păi eu mă dau, uite, cum vrei să mă dau? Care e cărticioară? Uite cărticioară aceea, da? A, gata. Jumate. Am pus-o pe foc deja. Și formă, vreau un bol de ăsta de inox. Și aici vreau 5 gălbenușuri, da? Stai, mă, nu, stai, albușuri, că nu stai, stop. Fio, John, nu, că nu mergeți. Hai de vino înapoi. Hai de vino îndărăt, stai așa, stai. Îndărăt? Dar cum e melodia asta? Să fim iar am în 3, ăsta, 2. Unde, mă, unde-i furculiță ceva, mă, să-mi burci eu aici în ăsta? Da, ai în fața ta, dragul meu, uite acolo, ia uite câte ai. Uite acolo. Aici? Da, ia o lingură de lemn, că te ajută. O spatulă. Stai să trimis și eu cu asta, boss, că dacă nu punem... A, uite, avem și muzică, super. Ăla e. Ne luăm copyright, știi, nu? Hai, vreau 5 gălbenușuri, da? Zi-mi câte arde astea aici. Ai ales gălbenușurile de albușuri. Ai fost zic, bă, nene, lasă-mă că-s la tigaie, la cuptor, mă uit după alea să văd dacă mai trăiesc în cuptor, ești nebun la cap. Să fie așa de un maroniu închis, da? Să-ți placă ție. S-au prăjit bine? Nu. Vezi că eu trebuie să gust în preparatul tău. E o problemă atunci. Dai deoparte. Hai, poți să o dai la o parte, că ea se mai prăjește în continuare. Ok. Cum zici tu? Așa. Ai luat un bol de inox? Să nu. Separăm gălbenușurile. Avem nevoie de gălbenușuri. Păi stai așa, că tu ai pus ceva la fier. Ce ai pus în aia? Apă? Apă, ți-am zis. Jumate în crăticioara asta, jumate. Până la jumate, apă jumate. La fier, da? Ok. Exact pe focul ăla cum e așa, pe ăla mare, da? Da, șef! Am înțeles să trăiți. Și jumate. Acum, dragul meu, rade din nou, da? Parmezan. Și acum, l-a separat-o, deci mai nimerit, original. Nicio ok, un, uite aici, un castron. Ăsta așa mare? Da. Bun. Mi s-au făcut și chipsurile astea. S-au făcut ție? Aia la cuptor? Da. Bă, depinde ce înțelegi tu prin făcut acum, că el s-a maronit aici. A ieșit tot uleiul din el, toată grăsimea. Chips! O întorc ceva, nu? Să întoarcem? Da, nu e așa la mine, ce-i nebunit, nu? Chips! Trebuie să-l mai las. Ok, mai lasă-le. Uite, pe la jumate mișcă, ești nebun. Hai, cu ouăle ești gata? Cum? Cu ouăle. Da, gălbenușurile, le vreau un bol ăla de inox. Trebuie să mai radem parmezan. Deci ce trebuie să fac un gălbenușul cu albușul separat, nu? Albușul n-am nevoie de el, îl pui în altceva, ții într-un castronel, uite, ai multe castronele aici, le pui separat. Eu vreau un bol ăla de inox, doar gălbenușuri. Cine face asta, măi? Nebuna, că n-am separat niciodată. Nimic. Deci stai că nu știu cum. Îmi promiți și mie că mă prim cu Opelul ăla Calibra? Dacă mi-e să ouăle astea, da. Oh, stai, mă, zis că doar gălbenușul trebuie ție. 5 ouă, da? Da, șef! Vreau și eu un Calibra. Imediat, șef! La cuptorul ăla iese fum, că au venit pompieri. Iese ochii imediat, stai așa. Ai zis că vrei chipsuri, nu? Au ieșit? Le scot acum, n-au ieșit, dar vor ieși. Dacă gata cu gălbenușurile? Am făcut două. Bă, dar m-ai disperat, să moară Gogu, dacă nu m-ai disperat, deci... Au ieșit, da, direct. Gata, prăjeam. Hai, să le scoate. Mamă, 5 litri de ulei ești nebun din două feliuțe. N-ai cum așa, bă. Și asta e sănătos, zici tu, nu? Foarte sănătos. Bă, dar fii atent aici, stai așa că scot, dar n-am unde să pun, că nu mai am aragazul liber. Unde pune tava asta, că o să mă arde la mâini? Tava, pus-o pui pe chiuvetă. Ok, merg pe mâna ta.
Dacă ajung dacă până acum. Mai ușor, uite, te ajut aici. Ăla e. Hai, Nic, hai, cu gălbenușurile alea, hai să radem niște parmezan. Apa nu fierbe, bă, băiatule. Cine nu fierbe? Stai așa, stai puțin, dă, uite puțină sare. Stai să arate fratele tău ceva, vrei să vezi ceva frumos? Ce faci cu sarea? Dar eu nu am, acolo nu fierbe pastele momentan. Nu, fac altceva. Păi și ce faci tu cu albușurile? O rețetă nouă, vrei să vezi? Să arăt imediat. Păi da, dar eu am nevoie de paste, că eu vreau să mănânc paste. Ai o furculiță? Furculiță? Da. Gata, am găsit, am găsit. Fii atent. Hai, dacă albușurile? Bate albușurile repede. Așa. Bate, ia un bol. Hai, nu mai te uita la mine, ia un bol. Hai cu gălbenușurile alea, vreau parmezan. Tu fă albușurile până fac eu gălbenușurile. Și trebuie să le facem pe Baie Maria acolo, da? Deci ai bătut albușurile bine, da? Și mai, ce faci cu el? Mai pui puțină stare. Dar nu mi le pui în tigaia aia cu panceta. Nu, fii atent ce faci cu el. Hai, Nic. Vezi să vezi? Ești gata cu gălbenușurile? Hai să termin cu albușul. Ai făcut cu albușurile ce am făcut eu? Păi tu mai cu gălbenușurile, dar tu nu faci nimic. Să vină echipa de medici, că avem probleme din aici. Din ce ți-arăt eu, tu nu faci nimic, boss. Mai am o porție, că mai am, de-abia am dat, am scos doar câte mă, două gălbenușuri. Hai, 5 gălbenușuri vreau acolo, Nic, parmezan gata. Ras. O mână de parmezan ras vreau în gălbenușurile alea și le amestecăm cu un tel. Și pe urmă, bolul de inox îl punem pe... Bă, dar vezi că eu ce gătesc îmi iau acasă, să știi. Pe crăticioară, da? Că după aia nu crede lumea că am la... făcut. Nu crede că am Bai făcut Mari se numește. 3, mai am 2. Hai, și o mână de parmezan ras, da? Te rog, Nic. Cu mare plăcere, dar... Dacă aștept să termin cu ăsta... Dar nimic, să-mi cânt și mie ceva frumos. Păi ce vezi, lăutar? Ești cântăreț. Păi ce... Vino la concert dacă vrei să... Păi vezi, chiar o să vin. Dacă vrei să mă vezi cântând. Aici chiar o să vin. Avem altă treabă. Te aștept, cu mare gata drag. Gata cu gălbenușurile? Stai să vină relaxarea. Mai am unul, cred. Acum dacă am pus 6, o să iasă mai galben. La bine. Haide, vino înapoi. Dacă să fim iar amândoi. M-ai ținut de vorbă? Hai, vino la mine. Vreau să fiu iar... O mână rasă de parmezan, te rog. Fii atent ce melodie scot. Vino la mine să gătesc cu tine. O știi pe asta? Nu, e remix, gen, nu? Deci, o mână de-a mea sau o mână de-a ta? O mână de-a ta, o mână de-a ta. Un punct? Nu, mână de-a ta. Păi o mână, ești nebun, stai să apreciez că eu am pus direct aici. Cam cât ar fi o mână. La un moment dat nu mai luam, cum să zic, nu mai luam măsurile după ce spunea el. O mână de parmezan, știi? Zic, bă, să nu mai rad în palmă, n-are rost să mai rad. Îl rad direct în castron, zic, evaluez eu așa, cam cât ar fi o mână. Du-te și la el, lasă că eu mă descurc. Hai, Nic! Gata, boss. Bă, ce proastă vorba asta, am luat și eu vorba asta și nu mai pot să scap de ea. Am pus o mână, zi. Așa, amesteci bine gălbenușurile. Așa. Cu parmezanul ras ăla. Așa că a început să fierbe apă. Așa, pormă bolul pui pe crăticioara aia și cu un tel dai în el ca să-ți iasă ca o maioneză, până îți iese ca o maioneză. Maioneză, nu cred, eu n-am auzit nimic de maioneză. N-am avut nici cască, așa că nu puteți să mă acuzați pe mine. Data viitoare să vorbim mai tare. Mai tare, Florine, că nu se aude în stânga de aici. Stai puțin. Deci ce ziceai? Amestec cu ce amestec? Cu telul? Ai amestecat cu telul, amestecă gălbenușurile cu parmezanul ras. Da, ăla e. Cred că am pus cam mult parmezan. Mai pun un nou? Nu, 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 amestecat 5 gălbenușuri. Asta se taie? Nu, se taie, tată, stai liniștit. Amestecă și pui pe crăticioara aia care fierbe apa, da? Și trebuie să iasă... La compoziție trebuie să fie ca o maioneză, da? Sosul de gălbenuș cu parmezan, făcut pe Baie Marie, trebuie să iasă ca o smântână, așa, că i-am zis, o maioneză, nici nu mai știam ce să-i zic. Da, nu punem sare, nimic și dai deoparte. Nu pui sare, tati. Te-ai descurcat? Bă, deocamdată bat la astea, stai așa. Hai, l-ai amestecat, s-a înglobat parmezanul cu gălbenușul? Ceva se vede, da. Hai, pune direct pe crăticioară. Vreți să vezi? Uite aici, așa. Vinu-că o să vezi.
Ce ziceți voi, mi-a ieșit sau nu mi-a ieșit? Ia uite ce mișto arată, mai bine ca la el. Bine, nu știu cum arată la el, dar... Și fii atent, trebuie să fierbem pastele. Stai că mi-a rămas un centimetru de parmezan nepasat. De zi acum, când... Așa, pe crăticioară direct. Hai, Nic, hai, Nic, îmbătrânim împreună. Vărți în apă? Vărți în apă? Nu, tati, pe crăticioară. A, bolul deasupra. Pe crăticioară, așa. Și-l ții acolo, gata, la bol. Baie Mari, se numește boss. Gata, John, păi te minte. Te aștept la mine, ăla-i, boss. Ăla-i talentul, gata, păi tu... Nu știu eu. Așa, până... Este ca o maioneză groasă, trebuie să dai în continuu. Da? În continuu, în continuu, Nic, în continuu. Păi la mine faci mișcare în bucătărie. Gata, păi nu și facem. Și mănânci și faci și mișcare. Facem, facem. Dacă mănânc ce ai făcut tu aici, mă îngrași 2 kg direct. Cu ce țin eu mă de ăsta, cum arde aici, nebun. Hai, da. Și în apa care pune băi, mi s-a întărit. Pui sare. S-a întărit, ce fac? Dă-l la o parte. Mamă, s-a întărit ăsta. Dă-l la o parte, s-a făcut ca o mămăligă, nu mai e ca o maionez. Trebuia să iasă cumva un fel de smântână. La mine ești un fel de mămăligă. Păi n-ai zis. Na, e păi mai... trebuie să fii atent, uite cum e și mie. Uite, uite, ia-o-te, ia-o-te, ia-o-te. Eu cred că el a vrut să plece la pește, știi? Avea o emisiune cu pește, cu pescar, cu ceva și a vrut să-și facă niște bombe de alea de mămăligă, știi? O să fac și eu poză cu dumneavoastră, nu vă sperați. Domnul șef. Foarte tare, stai. Și ce mai pun, mai bag apă, ce mai pun? Băgăm apă la sfârșit, haide. În apa aia dă-i sare ca să fierbem pastele, da? Da, mă, că mi-ai făcut manevră. Nu ți-am făcut manevră, n-ai fost atent la mine. Bun, când am câtă sare? 2 pun? Nu, tati, pentru gustul tău, oricum, lasă pastele să-i dăm sare. Ok, ok. Gata, ai de ajuns. Da, așa, bun. O mână de paste, o mână fierbe de paste. Apa. O mână de paste, adică nu toate, nu? Așa, o mână de paste, o mână. Victorie! Pus, mă, bine, Monic, dacă vrei să fie o pulență, poți să le pui pe toate. Serios? Le dăm și la colegii mei. Eu, păi, dacă e să mănânce omul dacă tot am gătit ceva. Păi ce, că gătesc o dată la 17.000 de ani și atunci să fac puțin? Nu, o mână nu de paste, mă... Nic. O mână de paste, o mână de paste. Dar a fiert apa acolo? Dă-și tu aragazul mai tare. A fiert, a fiert. E la maxim, fiert. Nu mai vine, n-auzi? Nu, nu e mai mă vine. La maxim, trebuie să fie, uite așa, Nic, la jumătate. Bă, ce mai zici, mi-a ieșit și o franci că plec la pește să mă uite, mi-a rămas pe ăsta, să mă uite. Orice milan, uite-te. Aolo. Freacă, freacă, ține-l pe foc, ține-l pe foc, lasă-l pe foc, freacă în continuu, uite ce s-a întâmplat, uite ce s-a întâmplat. Am frecat, da, am frecat manganul, n-ai văzut cum mi-a ieșit de balamuc până la urmă? Pastele fierb? Fierb, fierb. Fii atent că trebuie să mi le faci al dente, trebuie să gust de la tine. Bă, stai mă, și câte minute, câte minute lasă să fierbă pastele? Stai să mai îmi beau și... Deci ăsta... Iei și astea acasă, ouăle le iei și pe astea acasă, să știu. Nic, data viitoare cred că facem desert. Facem, nu-i problemă. La desert sunt astăzi, ești nebun. Ce desert îți place? Savarina. Savarina, cea mai tare e savarina. Cu frișcă sau fără frișcă? Cu ce-o fi, savarină să fie. Gata, am pus și-o pastele la fiert. Trebuie să le faci al dente, da? Cum? Al dente, cum zice italianul. Ce zici, mă, moșile, acolo? Să nu fie nici prea fierte, da? Nici prea fierte, nici prea... Să iasă ca șofranul. Să-mi iasă ca asta, nu? Zi-mi cât las pastele astea, că la ăla mi-ai făcut manevră. Păi ești tu una, August. Vezi și tu, dacă mai trebuie ceva. Păi ce să trebuiască? Cu ce să iau, mă, stai așa? Păi ai clește, Nic, acolo. Unde? N-ai? Nu știu. Care le ia? Trebuie să ai clește, mă, Nic. Hai, bă, că eu cu foarfecă, nu are nimic, tu tăie. Că ai zis de clește. Probabil că el acasă gătește cu foarfecă, cu asta. Băi, stilul lui, bravo lui. Îl respect, bravo lui. Și fii atent, în apa aia de la paste, trebuie să pui peste gălbenușurile tale, știi? Sunt gata. După cum să tai? Eu le verific la foarfecă, ești nebun. Păi ce mai contează, m-am făcut pastele? Ce, cu cleștele, cu lopata, cu ce le-am făcut, mai contează? Uite și paste, uite și... Mai auzi, Nic? Zi! Din apa de la paste... Da.
unde au fiert pastele, trebuie să pui peste gălbenușurile tale. Pui o lingură de asta mare, trebuie să ai o lingură acolo. Uite, tu ai polonic. Ok. Băi, nene, cât te zic, nici n-am voie să mă uit la tine și tot zic. Ăla tot... e zi și ce fac? Pun un polonic de apă, hai, nu mai te voi cărui. Prima dată pune un polonic, hai, să te văd. Peste ouă, da? Peste ouă și amesteci. Așa. Nu ești atent la mine, Nic. Băi, dar iau și pastele după foc în același timp, nu? Poftim? Iau și pastele după foc în același timp. Nu, tati, le lași acolo. Păi n-ai zis, bă, că să fie doar între. S-au fiert? S-au fiert. Gata, dă-le la o parte atunci. Tai să frec ăsta, ai zis să amestec întâi în ăsta. A, frecat, ești nebun ca pe savarină. Tai mult, tai asta. A rămas în urmă. Strecurăm pastele. Ai strecurătoare în spatele tău. Deci zici că cereale cu lapte. Așa arată la mine. Hai că ești harnic. Mie îmi zici. Harnic. Deci scot pastele? Da. Și că vezi că ai, trebuie să ai strecurătoare, ok. Ți-a ieșit soțul? Eu știu ce a ieșit. Oricum, tu n-ai voie să spui dacă e bine sau nu, gen, nu? Să-ți iasă ca o smântână, da? Ți-a ieșit? Bă, puțin mai... chiar așa, dar ieșit. Mai pun ceva să-l îngroși? Mai bag un ou? Nu, nu mai bag un ou. Fii atent, iei pastele astea, fierte, le pui în tigaie. Da, mă, că n-am zis un strecur, dar nu văd strecurătoare. Uite, tati, jos aici, ai câte strecurătoare. Gata, gata. Și în ce le strecuri, ia? În ce vas ai pus tu? Nu, le strecuri și, pe urmă, strecurate le pui în tigaia cu panceta. Ăla e. Așa e. Da, mă, că a fost un blank total. Hainic! Da, mă, că nu știu cum să strecuri astea, bă, băiatule. Deci, nu mai am nevoie de apă, nu? Nu mai ai nevoie de apă. Ok. Dacă strecori... Păi poate, păi am zis, bă, trebuia să mai bagi de apă, nu, alea. Nu, tati, nu-ți mai zic eu așa ceva. Ești gata? Strecor pastele. Hai, te rog. Păi stai să-ți le strecor. Tu nu vezi că... trebuie să radem și parmezan și pecorino, da? Pastele le bagi în tigaia cu... Și pe cine? Panceta, pastele. Păi trebuie să radem și parmezan și pecorino, da? Pe coridor sau ce-s? Pe coridor, pe coridor. Asta le pun în tigaie, bă, dar am niște ulei în tigaie asta, e ceva grăsime aici. Ce fac? Spune-ne dacă e foarte multă, la mine nu a fost, nu știu ce ai făcut. Ești nebun, păi asta fac băie. Mai scurge din el. Face pluta și încă asta aici. E ca la mine aici așa? Ține și mie pastele astea puțin, că nu știu unde să pun ăsta, ești nebun. Stai așa. Hainic, hainic! Aolo, zici că suntem, mamă, zici că Rapidul care a promovat în Liga 1. Haide, haide, antrenorul meu zici că ești. Hai că se poate. Hainic, 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 hainic. Ziceai că e ultimul meci din Rocky 3, să mă arăt. Și îmi cad astea toate în chiuvetă acum, să vezi ce râd. Ha, și sosul rezultat îl tor peste paste. Mai ține pe foc tigaia, bă, nu te bagă pe tine. Totul, da? Dar nu facem și invers, mă, să te iau și pe tine în studio într-o zi. Să te bag în cabine, wow, să vezi cum o ardem atunci. Că văd cât ce gură mare e, s-a terminat. Hai. Mi-a căzut jumate pe jos. Băi, lasă-mă, mă, John. Lasă-mă, că am pierdut jumate. Bro, bro, bro. Bro, ești, da, bro. Bro, sunt cu tine, bro. Gata, bro. Deci acum pun pastele aici. Fără să pun la foc nimic? Ba da, dai drumul la aragaz. Nic. Aragazul meu e pornit de când am plenit, că nu mă uit la bani, de bun. Hai, Nic, pune pastele frumos. Așa. Hai, hai, Nic. Hai să-mi cingă astea puțin, să aibă și ele chef, să ia în gură cu pastele alea, așa, reci. Cum să rău? N-au niciun caz, reci așa. Hai, ai pus pastele de acolo? Deci pun pastele în tigaie. Pui pastele în tigaie, le amesteci puțin. Hai, dă-le drumul la toate, dă-le drumul la toate, așa. Mamă, zici că e perucă, să mă...
Afro, mod activat direct. La un moment dat a zis că vrea să ia peruca aia de paste, să o ia acasă. Probabil că peruca o folosește la nou proiect. Te-ai pup, tată, nu mai vin, te pup. Super. Doamne ajută. Te pup, tată, mi-a părut bine. Șef, da, ce-am vorbit mai devreme să nu lase seama, da? Cu ce le împrăștiu acolo? Tot cu o furculiță? Da. Sau cu telul? Cu lingura ta de lemn. Cu lingura de lemn? Păi nu mai am nimic. Ah, ba da. Gata? Gata. Le iau? Și pormă peste ele tot sosul al tău de ou. Da. Nu prea se împreunează pastele cu ciuncă. Ba da, dă-i acolo, dă-i acolo. Încertați, cică. Doar la well done mâncați așa ceva. Bă, tu mai la mișto cu rețeta asta, serios. Moară gogul. Ai pus sosul? Da, mă, că n-am făcut doar așa, fără să-mi pasta nimic. Sosul, hai, pune-l acolo, pune-l acolo. Mâncați ești... Pune-l acolo, pune-l acolo, hai, cu tupeu, Nic, cu tupeu. Și ești biscuit, băia mare. Biscuite ăștia de ce am făcut, mă, că s-au răcit? Lasă biscuite, că până la biscuite mai e. Păi am crezut că mâncăm și noi înainte de pastele astea ceva, de-aia am făcut băia repede așa să băgăm la maț. Ce zici, bă, băiatule, că n-am făcut niciodată în viața mea pastele? Fac acum, uitați-vă. Haide, Nic! Da, haide, stai că toate sunt separate. Sosul e într-o parte, carnea într-o parte și pastele pe mijloc. Hai, făcut... dă-le la o parte, dă-le la o parte. Ți-ai făcut talentul cu mine să mă arăt gogul astăzi. Mie îmi spui, ia uite. Aoleu. Deci carnea n-are nicio treabă, ești nebun, e la pădure, direct. Așa e, bă, eu, fraier, că m-am pus la mintea ta să gătesc așa ceva. Hani. Și astea vrei să-ți primi că-s gata, a? Hai, pune-le bărfuri. Ce zici, bă, băiatul? Au, ce face ăla, bă, ești nebun? Du-te, bă. Hanic, dar se întărește sosul. Da. Hanic, în farfurie. Da, hai, vino să vezi ce ai și la mine, boss. Eu le prezint direct la tigaie, că arată mai bine decât dacă le pun în farfurie. Nu este ce am ieșit la băiatul acolo. John, eu mă prezint așa. E mai bine decât să mă fac de rahat la final, mai bine nu ard așa. Știi ce zic? Biscuitele al mănânchiu. Biscuitele al mănânchiu, dacă e ceva. Uite, te ajute. Da, bun, și le pun aici, nu? Da, frumos, în farfurie, în mijloc. Ceva de vis, da, ceva extraordinar. Stai așa să vezi. Parmezan de ăla și nu mai ai ras, nu? Nu, dar rade, fratele, dacă te poftă, să rade și de la mine, stai niște. El a venit așa, zice că e harnic, știi? Pa. Pe timp ce trecea așa, se transforma în smol. Smolnic, mă scuzați, mi-am exprimat greșit. Bă, că ești pierd pe... Puteți să facem o poză. Ești pierd pe parmezan. Mi-a costat asta, după aia și când ai simar furia, bine. Boss. Bro. Bro, I love you too, bro. Să moară garabete. Foarte mișto, ți-ai. Ceva extra, uitați-vă. Ce mi-ai dat, mă? Scavatorul ăsta. Am așa că te arată fratele tău cum se face direct. Înțeleg? Fii atent aici. De ce m-ai pus să pun mai multe, bă? Hai. Stai, bă, ce ești așa de speră, bă? Ți-e foame sau ce-i? Bă, hai, biscuiții de parmezan. Da, hai să opresc aranjazul. Cipurile alea de panceta. Luăm foc. Nu luăm foc. Biscuiții de parmezan, bun. Trebuie să-mi dai și niște parmezan frumos, vreau să aici niște pencorino. Hai, ca experiență. Nu-ți dau ție parmezan, fii atent aici. Super, și pecorino, da? Pe cine? Pecorino. Cine era? Pe Corina. Uite, aia acolo, cealaltă bucată. A, ăsta la altul. Deci, dragul meu, parmezanul este o brânză din lapte de vacă. Și pecorino este o brânză din lapte de oaie. Uite, îți dau și la calup dacă vrei, ești nebun. Îți dau la calup, nu doar ras. Hai! Păi nu-ți dă frate, ție. Cinturile de parmezan. Ți-am pus parmezan, ești nebun, cât mai vrei. Cinturile alea, biscuitele alea. Hai că s-a lipit de asta, s-a lipit. Stai mă așa, nu râdea, boss. Doamne, eu trebuie să gust așa ceva. Stai mă așa, stai să fac aici cumva.
Hai, hai, fă tu frumos așa, păi te da, las, dar... te las. Uite, nici nu bat, te las pe tine să bat. Stai să-mi fac spațiu aici. Fii atent, ca să intre... Să-mi intre asta. Și chipsurile alea de panceta? Sunt aici. A, iartă-mă, ia, nu am văzut, nu am văzut. Sunt bulversat. Cât ai pus, unul sau două? Eu am pus unul. Păi dar tu, dacă vrei, poți să pui două. Nu, mă, de ce să dau? Crie, că o să mănânc eu. Nu, 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 uite, fii atent. Dacă vrei, facem schimb, ia să vezi. A, păi nu, lasă cu ăla, nu facem schimb. Da? Okay. Asta vreau să văd ce mi-ai și mie. Bun, ce mai vrei să spun? O să spun asta. Fii atent aici, ce te așează, fratele. Să nu zici că... Ce să zic? Poftă bună! Băi, te invit, tu ia atent aici, tu ți-ai făcut treaba cu mine, ai făcut Caterinca cu mine, am înțeles. Te invit să faci, te provoc de fapt, să gătești, să gătești, da, da, micul dejun se gătește, nu? Da, bineînțeles. Așa, să gătim micul dejun pe canalul meu. Să faci tu ce fac eu, numai ce și pe canalul tău tot păi shawarma. Bă, asta, nu, o să, dar vreau să fac. O să vreau tot să asta? Fac, nu, o omletă sandwich. Dar nu mai, uite, dacă spun o e-mail înainte. Hai să gustăm. Da, da, nu uitați că o să găsiți. Nu, păi știți că le schimbăm. O să găsiți și pe canalul meu niște rețete deosebite la care... Doar m-am... Ce tu mă așa? Lasă-mă să zic și ce numai tu gătești. Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Mă rog, pe viitor o să fac ceva și eu de mâncare. Într-o dimineață, cred că fac rutina mea de dimineață. O să o las jos, să nu... Mănâncă. Așa ceva mai mâncam la mama aia, Dumnezeu să te mai făcea paste cu brânză și cu zahăr. Da, bă, stai să spun zahăr. Ai dreptate, stai că n-am pus zahăr, John. Dar unde e zahărul? Nu e sarea asta. Dacă rădeam și niște portocală, perfect. Mergea, nu? Și ce mai niște... pui sare? Oricum am pus sare. Păi știu că nu ai gust, bă, băiatule, știu că n-ai gust de aia. Mine... Ia fii atent, că la tine... Ia fă-l așa pe-al meu. Ia fă-l așa. Hai, la jumate, Nic, la jumate. Ia, uitați-vă, bă, păi cum da. Să rup așa, trebuie să țină și el frumos, nu se rupă într-o dată, așa. Iar nu ți-a ieșit. Ce fac eu cu tine, bă, băiatule? Mă rog, ce-i corsul ăsta, mă? Ăla are și un gust, e gustul ăsta. Gustă știu de-ai să vezi ce-i ăsta. Ia-ți cu mâna ta. Dragii mei... Dă-mi bani meu, ia-ți-l pe ăsta. Am mâncat paste cu gust de la mamaia, când îmi făcea mamaia paste. Băi, știți cum e ăsta? Brânză și cu zahăr. Brânza topită în tigaie, bă, fund așa, știi cum? Uite așa ies. Ia uite. Așa trebuie să se țină, bă, băiatule. Nu să se rupă imediat cum face așa. Nu înseamnă că n-are rezistență, n-are nici nebun, ia-te. Uite, frumos. Oh, mai nebunit. Dragii mei, dacă aveți idei, păreri, aștept comenturile dumneavoastră. Dacă vreți să gătești ceva anume cu invitații mei, stau la dispoziția dumneavoastră. Mi-a tăiat tot, Vă pup și vă iubesc. Stai mă că și eu iubesc. Și eu vă iubesc, nu doar ăsta, ca ne știți. După rețeta lui, bă, l-am bătut la el acasă, ești nebun. Am 1-0. La 2-0 schimbă poarta, la 3-0 ieși afară, Florinache. Te mint eu. De ce mă întrebi?